Începând de astăzi am urcat spre transparență, pentru 10 zile de transparență și în 15 martie vă anunț că voi semna un ordin care completează acest ordin, astfel încât modificarea să fie în sensul următor, citez. Personalul medico-sanitar care asigură asistență medicală la nivelul centrului de detenție are obligația de a comunica personalului care asigură escortarea și însoțirea persoanei private de libertate informații privind necesitatea utilizării tărgii sau căruciorului pentru deplasare ca urmare a existenței unei afecțiuni medicale, ori, asta este importantă, cu privire la existența unor afecțiuni, precum și pentru a stabili mijloacele adecvate situației medicale ce vor fi utilizate pentru transportul acestea. Prin acest ordin voi regla definitiv această situație.